Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! La Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, se întâlnesc două dintre echipele revelație ale începutului de campionat. Petrolul joacă împotriva lui Hermannstadt în etapa a 10-a din Superliga. Două echipe care ocupă în acest moment poziții de play-off, locurile 5, respectiv 6, același număr de puncte, 13. E galben aici. N-are cum să scape Țicu. Nu pot să mă uit la așa ceva, și-a rupt piciorul, Doamne! Nu știu în ce măsură Țicu a fost vinovat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Îi dă roșu lui Țicu, dar nu, nici măcar mai contează acest lucru. Fotbaliștii ploieșteni sunt cutremurați la rândul lor de ce s-a întâmplat aici. Și transferatul la CFR Cluj. Șut bun al lui Butan! Sunt mingile care îi creează probleme lui Jima. Pasa lui grozav, sprintează Musi, la el merge mingea. Este marea șansă a Petrolului și Musi o ratează. Cred că a ciupit balonul Căbuz. Ce vă vorbeam de greșelile lui Stoica. Marea ocazie a lui Musi, care are două goluri înscrise deja în acest sezon de Superliga. Și este steagul, rămâne jos. Este o ocazie imensă pe care o are Murgia. Să fi fost oare poziție regulamentară? Nu cred. Sau mă rog, nu sunt convins. S-ar fi verificat la VAR. Și ținând cont de faptul că a fost acolo o forfecare, cred că ar fi fost o verificare de durată. Pasă bună lângă tușă la Medina, care centrează. Balonul este respins slăbuț și este o ocazie din nou pentru Neguț. Final de repriză care poate prevenit și de ocazia avută de Musi. Sipienii forțează și au câteva acțiuni bune. Nu e offside. Pasă pentru Dua! Mare ocazie. Mingea sare la Jair, care se uită plin de reproși spre gazon. Mie, v-am spus, mi se pare că terenul arată destul de bine. Acum n-ar fi absolut imposibil că acolo să existe totuși o gâlmă. Eu nu cred. Vă reamintesc că singurul gol marcat de Seto în campionat pentru Petrolul a venit împotriva lui Hermannstadt. Centrare, ocazie uriașă a lui Roman. Mingea, e drept că n-a fost o execuție simplă, pentru că mingea a fost deviată, a trebuit să reacționeze instantaneu Roman. Iată centrarea, balonul este deviat acolo. Totuși, o ocazie foarte, foarte importantă. Fel de 4-3-2, fără un număr nou, fără un vârf, Paraschiva, Hasan! Gol marcat de Baba al Hasan! Minutul 46. Numărurile sunt aproape inutilizabile. Aici ați văzut, sunt aproape inutilizabile. Inutilizabile, numărurile. Să vezi aici. A văzut? E o altă reloare. Dar nu e gol. Asta e reloare. Nu știu ce ne-a pus-o pe asta. Paul Pape este în care. Musi! Dua! Această poziție Dua a reușit să dea goluri. Nu au făcut ce trebuie, n-au știut să facă ce trebuie. Chiar dacă poate vor câștiga meciul. Au jucat modest. Iată ce vă spuneam, este o ocazie aici a lui Ian. Uite peste una de cele mai mari șanse pe care le-a avut Hermannstadt. Singura scuză poate reprezenta trauma adusă de accidentarea lui Dragoș Ian. În rândul cu echipierilor acestui băiat. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!